O știre despre primarul sectorului 3, Robert Nebăiță, care a fost reclamat la DNA de Agenția Națională de Integritate. Agenția Națională de Integritate, ANI, cum o știm cu toții, susține că primăria sectorului 3 a încheiat o serie de contracte cu firme în care părinții și fratele edilului au diverse funcții și calități. Ne explică totul colega noastră Liliana Năstase. Bun găsit, Liliana! Bun găsit, este vorba despre patru contracte pe care primarul sectorului 3, Robert Nebăiță, le-ar fi atribuit familiei sale în stead părinților și fratelui, începând din anul 2016, așa, dar în cele două mandate din 2016 până în 2020 și ulterior contractele au fost reînnoite până în prezent. Inspectorii ANI l-au reclamat la DNA pentru fals în declarații, întrucât edilul sectorului 3 nu și-ar fi trecut aceste contracte în declarațiile de interese. Este vorba despre contracte pe care firmele familiei sale le-a încheiat cu primăria sectorului 3 de salubrizare și în alte domenii. Așadar, inspectorii ANI așteaptă de la procurorii anticorupție să vadă dacă în acest caz s-au săvârșit fapte penale. Oricum, din punct de vedere administrativ, susțin inspectorii ANI, Robert Nebăiță s-a aflat în conflict de interese, având în vedere că legea interzice edililor să atribuie contracte rudelor de gradul 1.